Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video din seria noastră O pictură pe zi. Astăzi este ziua cu numărul 26 și vom picta această drăgălașă picturică de Paști. Timpul estimat care mi-a luat mie să o pictez este de 10 minuțele, 12 minuțele, 15 minuțele maxim. Sper să vă placă. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place ceea ce pictez și dacă vreți să mai pictez chestii drăguțe și pe viitor. De asemenea, subscribe plus clopoțelul de notificări. Iar dacă vreți să mă ajutați și mai mult, puteți distribui prietenilor voștri pe Instagram sau pe Facebook care sunt interesați de pictură. Așa, începem, o să încep prin a face fundalul cu pensula numărul 50 din păr sintetic, dar puteți folosi orice pensulă mare, pentru că atunci când facem fundalul este important să avem o pensulă mare cu care putem acoperi repede suprafața. Suprafața pe care pictez este un carton pânzat de dimensiunea 20x20 cm. Se pot găsi de cumpărat pe oriunde, prin toate magazinele de art supply, pe toate site-urile care vând materiale de artă. Un preț foarte bun îl luau, de exemplu, dacă ajungeți cumva în Jumbo sau Jumbo sau cum știți voi că se numește. E undeva la 8 lei 3 bucăți. Aceste cartoane pânzate sunt foarte bune pentru începători, când n-are rost să investim în pânze canvas, care sunt mai scumpicele. Așa. Am acest galben închis, un galben spre portocaliu, un galben muștar. Am făcut partea de jos, dar nu până jos, pentru că jos oricum o să fac cu ceva închis, cu negru sau cu maro închis. Așa că am făcut, vedeți cam cât am făcut din pânză. Apoi am adăugat alb și am deschis o parte centrală. Iar în partea de sus vă adăuga albastru. Dacă sunteți nou și nu știți care e treaba cu seria aceasta, este un challenge, o provocare pe care mi-am propus-o să o fac și de anume de a picta și de a posta în fiecare zi pentru un an de zile câte o picturică. Fiecare picturică va fi și este tutorial pas cu pas, nara și explicat de către mine, adresat începătorilor și încerc cât mai multă lume să mă adresez la ea, cât mai multă lume poate o pot determina, o pot face să încerce să picteze, pentru că pictura este pentru toți, nu contează vârsta, nu contează în ghilimele talentul, pentru că nu e vorba de talent, e vorba pur și simplu, nu pictează cine nu vrea să picteze. Cine vrea să picteze, poate învăța să picteze. Nu îți trebuie talent. Asta e pur și simplu dorința de a picta. Așa, am acest bleu, un albastru deschis. Dacă nu aveți bleu, puteți combina albastru normal cu alb și îl deschideți în proporția în care vreți. Facem o oarecare trecere între galben și bleu. Nu foarte mult neapărat, spălăm, curățăm pensula. Ele două când se combină nefiind uscate, o să dea așa un verzulin, galbenul cu albastru. Dar e important să curățăm pensula cât de cât, să o ștergem. Și facem, mergem așa în jos cu un degrade, pe care o să-l mai rectificăm. Dar inițial trebuie să avem răbdare și să mergem în jos cu albastru, să ducem albastru înspre galben. E foarte important să nu lăsați pensurile, dacă le folosiți, să nu le lăsați să se usuce, fără să le spălați, pentru că vopseaua acrilică cu care pictez și, în general, vopseaua acrilică se usucă foarte repede și la fel de repede se usucă și în pensule și le stricați. Este foarte important. Ori faceți ca mine dacă sunteți mai leni și le lăsați în apă așa, să stea acolo muiată vopseaua, dar cel mai bine e să o curățați, să o clătiți bine în apă, să aveți chiar două pahare, să clătiți în al doilea de tot și să fie curată. Iar când terminați de pictat, să mergeți undeva unde e apă caldă și să le spălați cu apă caldă, bine. Și paharul unde ați clătit, și pensulele, și paleta, cum aveți fiecare. Așa, mai luăm niște galben. Mergem cu el spre zona aceea de delimitare, dar nu mai trecem peste zona de albastru. Mai spălăm un pic bine pensula. O scurgem de excesul de apă. Acum o șterg. Am o cârpă pe care șterg pensula. O șterg la fel de excesul de apă și de excesul de vopse dacă a mai rămas prin peri. Și o să iau alb și o să dau la unde se combină, unde se atingea galbenul de albastru, o să dau cu alb. O să fac așa o zonă de tranziție mai deschisă la culoare, între bleu, verzulin care a ieșit și galben. Cam acesta o să fie fundalul. Este un fundal foarte drăguț,
și va trebui să lăsăm să usuce undeva la 10 minuțele. Puteți vedea când nu mai este, devine mai mată, nu mai este lucioasă suprafața, înseamnă s-a uscat. Puteți pune și mâna într-un colț undeva sau atinge să vezi dacă mai e umedă. Dar se usucă destul de repede. Iar acum m-am gândit în ce să folosesc, un negru sau altă culoare și m-am decis să folosesc un maro foarte închis. Dacă nu aveți un maro foarte închis, puteți combina maroul care îl aveți cu un pic de negru și îl veți închide foarte mult, fără probleme. Am direct un borcanel și direct din borcanel, iau nu mai pun pe paletă. Vedeți că este un maro destul de închis. Și la fel, pensula pe care o folosesc este o pensulă rotundă, dar voi puteți folosi orice pensulă care vă ajută să acoperiți suprafața pe care o aveți de acoperit. Nu contează numărul pensulei. Și la fel nu contează nici forma, neapărat la o chestie de genul ăsta, cum fac aici jos un fel de pământ, nu are importanță ce fel de pensulă este. După cum puteți vedea, tipul ăsta de pictură și pictura aceasta de astăzi este foarte, foarte simplă. Eu sper sincer ca cât mai mulți dintre voi care mă urmăriți să încercați să pictați. Dacă până acum ați urmărit și n-ați încercat, nu știu, te prindeți curaj pentru că este foarte simplu și este o pictură pentru Paște foarte, foarte frumoasă, zic eu, și foarte simplu de realizat. Și vă puteți înfrumuseța un colțuleț din casă sau pe birou sau oriunde vreți voi, puteți pune și este făcută de voi și este un lucru minunat acesta. Facem așa că niște dealuri. Pur și simplu, foarte simplu. Ați văzut că am colorat zona care mi-o dorusem în galben. Puteam să dau și până în jos galben, nu ar fi contat în mod special. Încerc să nu fac foarte artificiale acestea, să nu fie prea, nu știu cum să spun, să fie diferite ca mărime aceste gâlmuțe. Și când e ok cum va ieși și sunteți mulțumiți, probabil voi o să folosiți o pensulă subțirică cu care să trasați niște fire de iarbă. Eu o să folosesc pensula mea, cine mă urmărește mai de mult știe, am o pensulă pătrată care a fost cu vârf lat, care am ciufulit-o eu, am intrat cu hârfecuța așa de sus, am mai rărit perii și acum are niște, nu știu, arată ca un pieptăn cumva. Nu se vede de mâna mea aici, dar pur și simplu am amestecat maroul acela cu un pic de apă și din zona unde se termină maroul, trag așa în sus de pensulă și pe aia ridic. Și în același timp mișc spre stânga sau spre dreapta, ca să nu fie iarba toată în aceeași direcție. Și la fel, unele fieri le fac mai lungi, unele mai subțiri, mai scurte. Puteți face și cu o pensulă liner, dar o să ia mai mult, o să vă ia mai mult să faceți atât de multe fire de iarbă. O să mai adaug și eu și cu o pensulă liner subțirică, o să adaug niște fire mai lungi. M-aș bucura foarte mult să pictați, chiar m-aș bucura, e o pictură foarte, foarte ușor de realizat. Haideți mai trasez niște picturele, un pic diluată vopseaua ca să poți trasez subțire și la fel, mai în stânga, mai spre dreapta, nu, să nu fie la fel aceeași mărime și aceeași lungime și așa direcție de aplicare ca să nu pară artificial. Să pară așa, ciufurite, cum e iarba. Și acum cu același maro îmi face crucea. Îi facem o bază un pic mai lată, un pic mai măricică și apoi pur și simplu facem crucea. Mergem cu ea în sus cât vrem să facem de înaltă. La fel de menționat este că nu vreau să o fac să fie, să aibă muchile, partea de sus, partea laterală să fie perfect drepte. Vreau să fie ca și cum ar fi lemnul un pic rupt. Nu vreau să-l las neted și drept. Dar asta la fel ține de fiecare în parte. Voi puteți să faceți cum vreți voi. Nu are nicio importanță. Eu oricum, vă spun din nou, sper că ați pictat și voi. Sper că dacă n-ați pictat, o să vă reîntoarceți și o să începeți să pictați. Pentru că este foarte, foarte simplu și este o pictură foarte frumoasă. Sper că v-a plăcut și picturica noastră de astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonașul de like, subscribe dacă n-ați făcut deja, plus clopoțelul de notificări ca să vă notifice YouTube-ul de fiecare dată când postez un nou clip, adică zilnic. Dacă aveți prieteni cărora ați putea să distribuiți
sau puteți distribui pe Instagram sau pe Facebook-ul vostru, m-ar ajuta enorm de mult. Dacă aș putea să ajung la mai multă lume, mi-ar crește șansele ca picturelele mele și tutorialele mele să ajungă la mai mulți oameni posibil interesați de pictură. Și sper că v-a plăcut și o să ne reauzim și o să ne revedem cu un nou tutorial și mâine. Pa, pa!